Despre situația familiei, dumneavoastră sunteți singura care lucrați? Da. Și aveți grijă de cei doi nepoți? Da, de cei doi nepoți, da. Între soțul? E bolnav, are tumoare cerebrală la cap, operat în 2015. Și acum este pensionar? Da, e pensionar pe casă de poate munci. Nu. Am înțeles. Și de nepoții doar dumneavoastră aveți grijă? Da. Ei merg la școală? Da. În clasa? A 8-a și clasa 3-a. Aș avea nevoie de îmbrăcăminte pentru copii, alimente și nu știu ce să mai zic așa. Oricum, dumneavoastră vă descurcați cu greu pentru doar un salariu pentru patru persoane. Da. Locuiți doar în cele două camere. Cele două camere, între care dorm una, eu dorm cu băiatul cel mare și cel mic dorme cu soțul. Da. În ce clasă sunteți voi? A 8-a. Și a 3-a. A 3-a, bravo. Și mergeți la școală bine? Da. Da, destul de bine. Și faceți și altceva? Sport, ceva? Da, basket și fotbal e un special. Foarte bine. Și mergi acolo la un club în... Nu. Nu? De ce? Nu poți sau nu-ți permiți să mergi la un club? Nu-mi permit. Da, dacă ar fi, ți-ar plăcea să mergi la un club de basket sau de fotbal? Da, la basket aș vrea. Și tu? La fotbal. Da, vă place sportul de aici. Și ia spuneți voi, ce ați avea nevoie? Uite, pentru sport, ce ați avea nevoie? Echipament sportiv. Poate și o geantă pentru echipament? Da. Da? Adidas avem? Da. Aș avea nevoie. Pentru echipament de fotbal și Adidas pentru fotbal, pentru că îmi place foarte mult fotbalul și aș vrea să mă joc în continuu. Ah, ok. Și pentru la școală ce am avea nevoie? Ghiozdan și haine de școală, mai în principiu. Da. O să vedem ce vorbim cu Iopura și poate rezolvăm și asta. Da.